pe cazul de la Durlești. Recent, grupa de anchetă a stabilit un martor care a avut contact vizual cu făptuitorul. Martorul acesta a fost interogat și conform depoziției lui a fost format, întocmit fotorobotul. Persoana pe care noi o căutăm, probabil, este localizată în raionul Buiucani, ce sub înțelege localizat. Ori locuiește, ori lucrează acolo, ori la cineva în ospiție, cel puțin are tangență cu acest raion. În special, adecentul străzilor Vasile Lupu, Buiucanii vechi și strada Ieloveni, care se află la telecentru. Iată, poftim ce portret avem noi. Să vă facă să fie mai vizibil, probabil așa. Deci este vorba de o persoană cu înălțime de 1,70 m, 1,80 m, șaten. Probabil este plinuț, probabil nasul este ca la boxer. Și mă mai repet încă o dată, este mare probabilitate că el locuiește în adiacentul străzilor Vasile Lupu și Buiucanii vechi. Informez populația că cu orice informație privitor la această persoană să ne contacteze la numărul de telefon 577177 ori 902. Conspirația în cazurile date organul de poliție o garantează.